Și astăzi fiind sâmbătă, cu 2-3 zile înainte de lăsarea postului, Biserica Ortodoxă din Aeton a organizat o seară religioasă, care, așa după cum ați putut observa, s-a încheiat cu un mic recital de preces de susținere doamna Aurora Morcan. În continuare, la solicitarea mai multor aetonieni plecați prin mai multe localități, prin Turda, prin Cluj, în zonă, am organizat o întâlnire cu dânsii, invitându-i la Căminul Cultural din Aeton și organizând un bal al toamnei. Probabil mulți se vor întreba pentru și de ce. Pentru a ne reîntâlni și pentru a schimba idei, impresii, pentru a le transmite ceea ce putem să oferim în continuare Comuna Aeton, pentru a găsi investitori și pentru a aduce la noi în comună persoane care sunt potente financiar, persoane care doresc să investească, să creăm locuri de muncă. Având în vedere vârsta destul de înaintată a populației, ne-am gândit că ne pot da o mână de ajutor pentru a încerca să întinerim populația comunei și să aducem și o altă categorie de locuitori. De asemenea, la eveniment am invitat în jur de sunt, dacă nu mă înșel, 10 familii care s-au mutat din Cluj, din Turda, cu comuna noastră și observând de-a lungul anilor cât de benefică este influența lor asupra locuitorilor din zonă, am zis că și ei merită să invităm la noi la acest eveniment și să socializeze și ei cu noi, să ne cunoaștem mai bine, să punem umăr de la umăr și să vedem ce putem face pentru ca în continuare comuna noastră să poată să meargă înainte, să prospere și, de ce nu, să fie atractivă și pentru alți investitori și pentru alți cetățeni care doresc să vină să stabilească în comuna noastră. La ora actuală putem să oferim infrastructură bună, avem cămin, dispensar, sediu de primărie, avem biserici, avem școli puse la punct, nu-i nicio laudă, sunt printre cele mai noi clădiri din comună, avem teren care îl putem oferi investitorilor, avem mână de lucru, avem nevoie și de puțină bunăvoință din partea noastră a tuturor. Manifestarea de astăzi este prima de felul ăsta sau e o tradiție la Aeton? Din discuțiile pe care le-am avut cu locuitorii comune și din ceea ce cunosc și eu, până înainte cu, hai să zicem, 50 de ani, de lăsarea postului se organiza în comuna noastră de fiecare an joc popular. Și ne-am gândit că n-ar strica să renodăm obiceiurile, tradițiile care au fost de-a lungul timpului în Aeton. Cu această ocazie lansăm și o formație de dansuri populare tradițională a școlii generale cu clasele 1-4 din comuna Aeton. Și vrem, e prima acțiune, și vrem ca această acțiune să continue în fiecare an. Este cumva un fel de ultima petrecere înainte de post. Cam așa s-ar. O ultimă petrecere înainte de post. Oamenii de la noi din comună sunt oameni credincioși, oameni cu frica lui Dumnezeu și chiar și-au arătat satisfacția că înainte de începerea postului se pot reîntâlni la un joc popular și la o poveste. Și există anumite momente speciale ale zilei de azi pe care ați dori să le menționați? Deci, în general... Ceva deosebit în sensul ăsta? În mod deosebit, nu. În mod deosebit va fi, zic eu, schimbul de idei dintre toți care suntem aici. Un program de cântece și jocuri populare, susținut de Treanilea, Măreaua Morcan, formația condusă de Mocan Dumitru și cu cunoscuta interpreta noastră din zona Turzii, Cristina Ciper. Și multă voie bună!